Dragi prieteni, bine v-am găsit pe canalul Jucării Disney! Astăzi avem un set numit A fost odată ca niciodată, petrecerea cu ceai! Le avem incluse pe purcelușa Peppa, pe oița Suzy și poneiul Pedro! Pe spatele cutiei ni se arată modalități de joacă, dar și alte seturi din aceeași colecție A fost odată ca niciodată. Haideți să deschidem cutia și să le vedem mai de aproape. Acesta e conținutul cutiei. Aici o avem pe Peppa. Ea are un bastonaș în mână. Ea reprezintă personajul faimos Bo Peep. Ce frumos e îmbrăcată și are o pălărioară roz. Are o fundiță aici și una aici. Oh, mai are o fundiță aici. Cum spunem la fundiță în engleză? Spunem bow. Mâinile îi sunt articulate. Ea poate sta jos sau poate sta în picioare. Aici o avem pe oița Suzy. Ea reprezintă o zână. Are un bastonaș magic în mână și niște aripioare. Cum spunem noi zână în engleză? Fairy. Și Suzy are mâinile articulate. Ea poate sta jos sau poate sta în picioare. Aici îl avem pe poneiul Pedro. El reprezintă un rege pentru că are coroană pe cap. Și ce drăguț papion! Și codița e atât de drăguță! Și Pedro are mânuțele articulate. Poate sta jos sau poate sta în picioare. Cum spunem la rege în engleză? Spunem King. King Pedro. Să ne uităm puțin la aceste scaunele. Îmi place cum sunt colorate. Parcă fac parte dintr-un palat. Ele au loc de șezut pentru personajele noastre. Aici avem masa. Câte detalii are pe ea! În mijlocul ei se găsește un tort cu căpșuni. Delicios! Câte ceșcuțe avem? Una, două, trei, patru! Patru ceșcuțe, o carafă cu lăptic, probabil. Aici avem zahăr, două farfurii cu brioșe și o farfurie plină de sandvișuri. Aici cred că avem felii de portocală sau jeleuri. Aici avem o formă de chec. Sau am putea face un tort. Aici avem un ceainic roz. Cât de frumos este!
Bună, Petro! Am venit la petrecerea de ceai! Uite ce frumos ne-am îmbrăcat! Eu m-am deghizat în zână, iar Pepa s-a deghizat în Bo Peep. Iar eu m-am deghizat în rege. Bun venit la castelul meu! Haideți înăuntru! Uitați ce frumos am pregătit! Și am făcut multe bunătăți! Haideți, luați loc! Wow! Ce bine arată! Da, arată delicios! Petro, eu vreau o cană de ceai! Acum vă servesc! Mulțumesc, Petro! Mulțumesc, Petro! Cu plăcere, fetelor! Acum spuneți-mi fiecare de ce v-ați costumat așa! Eu m-am costumat așa pentru că vreau să arăt ca Bo Peep. Bo Peep este o fetiță care și-a pierdut oița. Bine, eu nu mi-am pierdut-o, Suzie lângă mine. Dar îmi place foarte mult povestea lui Bo Peep. Și de aceea am și toiagul acesta în mână, că Bo Peep a fost un fel de păstoriță. Așa se numește persoana care are grijă de oițe. Oh, am înțeles! Iar tu, Suzy? Oh, eu m-am deghizat în zână. Eu am o baghetă magică în mâna dreaptă. Și vreau să fac magii. Ei bine, mie îmi plac desenele cu zâne, pentru că îmi plac magiile. Aha, și de ce ai aripioare? Zânele au aripioare. Dar tu, Pedro, de ce te-ai costumat în rege? Oh, pentru că regii au de toate. Și îmi place să cred că trăiesc într-un palat, unde pot să-mi invit toți prietenii. Da, e foarte frumos la tine, ai un palat minunat! Pedro ne primește în palatul tău pentru totdeauna? Promitem să-ți spunem povești în fiecare zi! Oh, wow! Ar fi super! Oh, gândiți-vă că am trăit într-o lume de poveste! Hei, Pepa, putem începe acum să spunem povești? Oh, da! Ei bine, prieten, a fost odată ca niciodată. Ei bine, personajele noastre au continuat să-și spună fel de fel de povești. Copilași, vă plac poveștile? Și mie îmi plac foarte mult! Dragi prieteni, ați urmărit canalul Jucării Disney! Mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru multe alte videoclipuri cu jucăriile voastre preferate! Și dacă v-a plăcut, puteți să le trimiteți și prietenilor voștri! Ne vedem în curând! Pa, pa!